continuăm show-ul SummerSlam cu următorul match și acela fiind împotriva lui Sami Zayn pentru titlul intercontinental. Și vă spun acum așa că bă, nu știu cum se controlează Breaker. El la SummerSlam a fost adversarul lui Sami, care l-a și bătut pentru titlu totodată. Acum sperăm că și noi o să avem aceeași șansă de a-l bate pe Sami. Pentru că, repet, nu știu, nu prea am auzit de Breaker ăsta, nu știu ce manevre are, nu știu cum se luptă și așa mai departe. Dacă și vă place seria asta de SummerSlam, că aștept comentariile voastre aici în secțiunea de comentarii, dacă vreți să facem și alte meciuri, de exemplu cele de la Money in the Bank când o să fie, cele de la Survivor Series, cele de la WrestleMania și așa mai departe. Iar dacă nu dai subscribe, ești bulangiu, da? Continuăm. Breaker ăsta zici că dacă se încărdează puțin mai mult, se rupe echipamentul pe el. Dar văd că găgiul nostru e clădit bine. Sper că o să am și o șansa să câștig acest titlu cu el. Că, na, toate meciurile de la SummerSlam, cum bine și voi știți, sunt pentru titlu. Exceptând cel Drew McIntyre împotriva lui CM Punk. Pentru că nu știu dacă va apărea acel meci, pentru că vă spun imediat zite, nu, l-am pe CM Punk. Aia, mi-ar fi plăcut să-l am și pe el. Dar din păcate cred că o să dau o fugă pe Community Creation să vedem dacă îl găsim acolo. Iar dacă îl vom găsi, cu siguranță o să facem și acel meci. Dar până acolo, haideți că pe ecranele dumneavoastră intră Sami Zayn, iar echipa Ferii, care controlează pe Bron Breaker, sperăm că o să aibă șanse de a câștiga. Na, toată lumea știe că Sami Zayn, bă, o fi el părnăiaș așa un pic, doar și când are chef de distracție, e cam nebun gagiu. Și mi-e frică să nu-mi întoarcă jocul, adică, de exemplu, să batem la el o grămadă și într-o manevră ne aruncă Sami în corzi, ne dă un picior și ne numără la 3. Că mi s-a mai întâmplat. Și mi-e frică de chestia asta, repet. Acum ne arată pe ecrane că e meci titlul. De parcă noi nu știam. Logic. Și vă recunosc că mie nu-mi place centura asta, pentru că seamănă cu cea veche a seamănă cu a veche centura mondială. De acolo nu prea mai am așa chef să joc cu ea. Bă, Breaker ăsta are șanse mari, mă. Așa bătaie în seara asta. Dacă Ferii nu îi controlează bine. Ia, ce supărat e Sami. Vedeți, băieți, ce supărat e Sami. Ia, Zici că e barbar. Bine. Au fost prezentați și cei doi specialiști în această seară. Decât Bron Breaker. Hai, în 3, 2, 1, Ferii începe bătaia. Mamă, ce umor i-a dat Ferii. Bine, băieți, ce facem? Băieți, mai batem la el? Hai, că de-abia începutul, că ar fi prea ușor să-l batem așa de repede. Îl mai luăm puțin la cap, poate ce mai la picioare în gât. Și după ne hotărâm să încheiem meciul frumos. Că na, ar fi prea urât să-i dăm două. Iar ridică de sus aici, mă. Ferii! Ce manevră are asta acum de pe scorzi? Suplex? Cred că suplex are. Nu voia să mă... S-a dat peste cap cu el. Păi, în cazul ăsta se schimbă datele. Da. Vreau să zic că se schimbă datele probleme, dar din păcate vedem că Sami are stilul Roman. Ne dă 2-3 capace. După asta de vorbă. De fapt se crede că fiind el cel mai bun, dar el nu știe, pentru că noi dacă ne-am supărat puțin așa,
toată comunitatea noastră, îl căpiem. Și ceea ce se va întâmpla foarte curând, ne unim forțele, dragi urmăritori, și îl vom distruge pe Semi, începând de acum. Hai. Bun, mai e un... Na. Bă, nu putui, bă, să întorc și așteptam. A, ești bulangiu, stemache, ia uite. Chiar așa? Te dai că de pe cos mă bați? Nu? Dar mă aruncă peste curzi. Of, Sammy, ce ți-o cauți tu mai târziu? Bă, dar eu altceva n-am, bă. Decât cu numărul, cu umerii îl doborăm. Că rest, un pumn în cap, un picior distrus n-avem. Ia. Ne-a trebuit să suplex City, din păcate. Este în vai de capul nostru cu Breaker ăsta. Bun, măcar te-ai ferici tu, ia. Ok. Nu știu ce ai vrut să faci, dar... Ia, ce avem? Bă, nu mai suplexuri, mă? Suplex, peste cap, ia, unu. Era prea frumos ca să-l terminăm așa de repede. Du-te în colț! De preferat să rămâi și în picioare, mâncat aș talentul tău. Ia să vedem ce signature avem cu Breaker. Rage. Nu are, nu fac nici jucare. Hai, belea. Țeapă, tinere. Bă, dar lovește-l, mă, și tu cu pumnii ca bărbatul, nu mai sări. Că ne faci de râs. Ia. Opa. Ai arătat ca un bun. Oh, nu-mi place deloc când sară, să zici că e mai mult. Nu știu dacă prinzi adversarul. Sus! Ia, ce avem de pix? Ură din partea lui. Nici n-am făcut nimic. Și-a căzut singur pe lângă. Dar ne întoarce! Ură, Semi! Ne vrem să te batem în seara asta, nu să... Bă, dar nu poți să blochezi și tu nimic în casa și talentul tău de american. Sau ce-i fi tu? Nu vezi că ne luăm bătaie gravă. Ne-am gălbenit spatele și capul. Și tot nu reușim să întoarcem nimic. Ne bate Semi. În sfârșit. Mai întors și tu un pic așa. Hai, atacă-i piciorul. Bun. Bă, e bine. E bine că avem... De fapt, putem să atacăm piciorul. Și iau-te aici. Devenim mai răi. Nu spatele, bă, ești dobitoc. Așa. Încă o dată. Te-ai ferit. Ești șmecher. Ia. Oh, l-am înfipt în podea. L-am înfipt în podea, băieți. Sub... Bă, nu știu cum ziceau, suplex se zice sau nu mai știu. Splash? Splash întors, nu mai țin minte. Scrieți voi dacă mai țineți minte cum se numește. Aoleu. E bate de necăpiază, Semi. Hai, Breaker! Ce-aia facem? E bună și asta când nu mai știu ce să faci. Ia fi atâta, Semi, ești pregătit? Bum! A fost pregătit, băieți, Semi. Dă-te, mă, jos! Așa. Trebuie că și tu nebuniș. Pregătim masa pentru domnul Semi Zayn. Nu veni repede! Bun. Ce-ai făcut? Ia, reușim să dăm un signature pe aici? N-are. Are un finisher, dar nu, mersi, că n-am nevoie. Îi dăm un ring, vă zic că e undeva pe aici. Ia. Spear? Oh, damage.
Mă, ia pe sus omul meu. Breaker! În sfârșit ai ratat. Breaker, nu ești în stare de nimic, mă. Au, spatele. Da, ai folosit de la Roman asta, nu? Cu creierul, cu ăștia. Bine, tati! Hai să vezi ce-ți fac. N-ai cum să mă termin, bă. Power slam! Ah. Hai că dăm și noi un finisher aici. Acest pier dau că e aproape de mine, ești nebun. N-ai nicio șansă. Bun. Bă, noi trebuie să mai căpiem un pic ca să văd care șanse, ești nebun la cap. Și nu vreau să pierd toate meciurile de la SummerSlam. Dacă nici pe semi nu suntem în stare să-l batem, ne lăsăm de wrestling, ești nebun la cap. Ia uite ce ne ia. Bun. Perfect. Unde dai o semnătura? Că nu știu. Fite pe corzi. Bun. Nu știu ce semnătură are asta și cum o dau. Nici de pe corz nu-i, mă. Hai. Breaker. Hai să rupem masa cu semi, că nu... Nu se mai poate. Spatele. Semi, lasă-mă, mâncați așa tare într-o tot, că nu mai pot. Hai că dau așa. Bun. Ce este bucur, mă, că te spasă, Zemi. Perfect. Hai, dă-i la ceafă așa un pic. Una. Două. L-am amețit o leacă. Semi, ia ieși tu afară din ring, că mă săturai să mă bat cu tine. Da? Și că tu ești un băiețel cu minte și mă lași să-ți iau titlul în seara aceasta, te duci? Nu vreau. Atât, atât, Baron. Ne-am revenit. Perfect. Du-l pe masă, că ia bine al doi arbitru. Iar întoarce-mă! Perfect. Ăsta-i meci pe contra, ești nebun. Hai, du-te pe masă. Urcă-l pe masă. Arbitre, nu mai arbitre, că e nesimțit. Finisher. Oh. Fugi repede în ring. Să oprim numărătoarea. Ia, ajungem până la semi. Ajungem pe drag. Da, măcar e bine că am oprit numărătoarea. Și... din păcate, arbitru e nevoie să o ia din nou. Iar noi ne bucurăm un pic aici în afara ringului ca să fim mai rău. Să fim mai buni. Hai, din nou. Nu, în spatele, atacă-i picioarele. Picioarele. Dacă eu spun să nu-i atași picioarele. Perfect. Nu, dar cum dai o semnătură signature-ul ăla? Ai venit, mâncați așa tare în tău. Escape, dar degeaba că... ce ai făcut, mă? Nu vezi că... vii și pici în bătaie. Am spart și cap. De ce nu ești cu mintele? Și mă las, să mă las să-ți iau titlul. Vrei tu așa să ne batem, da? Ne batem. Fii atent aici. Bum! Vreau să dau manevra de final, mă lași? Evident că mă lași, ia. Oh. Nu știu cât mai poate să încaseze semi, dar vreau să încheiem meciul aici, pentru că deja l-a încăpiat, are capul spart. Hai. Pin? Hai că punem pinul aici. Arbitre! 1, 2, i-am dat două manevre de final, i-am dat, băieți. Și nu cedează. Ce facem? Îl mai batem o dată.
Dar din păcate e bine să nu ne bată el. Ma, ce făcum? Baron, nu știu cum îți revii tu, dar... Bă, vezi, zic gliciul ăsta. Eu plecam încolo și joc la... L-a aruncat imediat pe mine, ești nebun? Păi, așa se face. Hai, bucură-te! Bun! Asta e o schemă, să folosești și voi, da? Tol în corzi. În corzi, de fapt. Nu încerca să faci manevra de final, că nu-ți merge. Ia. Ce fac acum? Băzi aici. Dar eu îți dau numai la cap, sângele nu se sare și ție. Hai, pe contre. Atât, mai câștigăm puțin timp. Dă-i! Dă-i! Am ratat! Ai ratat și tu. Am ratat iar! În sfârșit! Bravo! Hai că-ți mai dau una. Mai dai și tu, bine. Îți mai dau și eu, ia. Mai dai? Mai dai. Hai că eu îl termin aici. Bun. Hai că vreau să-ți mai dau încă o manevră de final. Ca să fiu sigur, da? Ca să nu mai fii tu. L-am lipit în bolea. Semi, dacă și tu pe asta reușești să ieși din numărătoare, mi-ai spart capul! Aaa, păzi aici! Acum chiar îmi pun toată forța manevra asta. Ia! Și pune-mi și pilul direct. Ești terminat, Semi, hai! 1, 2, 3! Bă, câștigăm titlul cu Breaker, cu Bron Breaker. Mai aparent așa se zice. Avem capul spart, dar după o luptă epică. Și noi ne revedem cu următorul meci de la SummerSlam. Vă aștept aici în continuare pe Fairy Games TV pentru următorul meci. Să vedem dacă câștigăm, dacă pierdem sau dacă nu. Dar până atunci, rămâneți pe Fairy Games TV.